Totodată, instanța judecată aduce la cunoștință participanților la proces, prin încheierea președintelui ședinței din 19 octombrie 2022, declarația de abținere a fost respinsă, fiind respinsă restituirea prezentei cauze penale pentru judecare. La moment, instanța întreabă participanților la proces dacă sunt recuzați. Partea acuzării. Nu avem cereri de recuzare. Nu avem instanță recuzării, nu avem, dar informăm instanța că a fost depus un demers la judecătoria Chișinău, Siriu, Centru, prin care, deoarece este importanță, în cazul care au primit importanță de serviciu în societate și sunt îndeplinite condițiile de articol 30 ani 4 cu codul judiciar penal, pe cauză să fie format complet dintre judecători, că se vine de fond cauză evident cu o componență și o judecător care este examinat la moment cauză. Când ați depus cererea? Astăzi. Să prezentăm și copia și scrisoare din zicere. Partea părere, domnule, înseamnă că instanța judecată cu certitudine aduce la cunoștință participanților la proces că la data de 31 octombrie, în pofida faptului că prezenta cauză penală a fost înregistrată la data de 17 octombrie, o soluție cu privire la respingerea declarației de abținere a fost dată la data de 19 octombrie, partea acuzării doar la data comunicată supra a depus cerere de formare a completului în prezenta cauză penală. Astfel, în vederea până la oferirea unei soluții de către administrația judecătoriei Chișinău, Sediu Central, instanța judecată pune în discuție amânarea ședinței judecată, dat fiind faptul că partea acuzării a solicitat numirea unui complet. Sunt obiecte partea acuzării? Noi considerăm că aceasta urmează să fie soluția, având în vedere că a fost înaintat un demers și până la soluționarea acestea nu putem continua. Bine, dar de ce până la stabilirea ședinței nu s-a înaintat cel respectiv partea acuzării? Deci, în urmă, ca să nu fie astăzi amânat ședința pe motiv respectiv. Eu am intervenit în proces astăzi, am crezut și am bănuiesc eu că am considerat că urmează să fie stabilit din oficiu complet, odată ce până la moment nu a fost format complet, aș fi fost înaintat din mersul respectiv. Clar, domnule. Da, și tot avem ce, pentru că e actul cum a fost faptul că în instanță mai este un dosar penal, prezența clientului nostru, Alexandru Stănu. Deci nu am pregătit o cerere pentru transmitere cauze spre conexare. Deși este o cauză conexă, deci corespunde rigorul articolului 42, nu trebuie format niciun complet. Mai mult ca atât, în afară de asta, până noi tipăm cerere ce. Deci noi avem o cerere să ne acordați termen să facem cunoștință cu materialele cauze penale. Pentru că la urmărire penală, deci procurorul Fortuna, în mod abuziv, ne-a lipsit de dreptul, de a face cunoștință cu materialele urmării penale, 45 volume. Am fost, dacă vă uitați la materialele cauzei, am reușit să fac cunoștință doar cu 10 volume. Deci dosarul voluminos, deci dacă să iei 45 volume, fiecare volum de 200 de pagini minimum, asta sunt 2000 de pagini. Împărțiți câte pagini deci poate absorbi, deci o singură persoană. Deci nici eu și nici colegul Sicinski are o tot la fel cu astfel de cele, noi se reșităm pe mână de zi. Să facem cunoștință, pentru că după ce vom face cunoștință, să avem dreptul să facem obiecții, măcar că mai mult atât, că la etapa urmării penală nu am fi beneficiat de dreptul de face și de cere prin completarea urmării penale, drept care ne-a fost lezat prin acțiunile abuzive a acuzatorilor de stat, Fortuna. De aceea... Îmi trebuie să fac obiecții, înregistrările continue, să divulgă date cu caracter personal și din bine, dar instanța de judecată o atenționat. Deja fiecare participant o să poate răspunde pentru situația în care se divulgă date cu caracter personal. Continuă înregistrare. Presa, deconectați, vă rog, cum să înregistrăm. Andru, Craileanu Dumitru, cel puțin, de data se înregistrează Andru.
domnul Alexandru Oră, de-am întâlnit și căruță Elena, apărătorii Gărton Vasile, Cinski Alexandru, Munteanu Victor, Colani Adrian și Vasile Zeru. Reprezentanții mass media, instanța de judecată vă atenționează că dumneavoastră aveți dreptul să înregistrați ședința de judecată la momentul deschiderii ședinței de judecată, în situația în care părțile continuă. Mergem mai departe. Se stabilesc datele de identitate a participanților la proces. Inculpatul Stoianoglu Alexandru, politică de răspundere. Familia Nicitănului. Data anului nașterii. 8 aprilie 1986. Locul nașterii. Orașul Ștată, bineînțeles. Cetățenie. Republica Moldova. Dublu. Domiciliu. Domiciliu Chișinău, orașul este. 2006.